Hai să trecem și la coloniile cărora nu le-am administrat nimic în această toamnă. Nu vă lăsați induși în eroare de pungile de turtă, pentru că sunt pungi de anul trecut. Deci și voi sunt pungi de anul trecut. Nu le-am strâns pentru că n-am avut niciodată sac de gunoi la noi. Ia uită-te la ele! Ia uitați-vă la ele! Cum iernează? Colonii care nu au fost atinse, nu li s-a dat turtă nici în noiembrie, nici în decembrie. Da, așa arată o colonie care a fost lăsată în pace. Vedem albinele foarte liniștite. Sunt în ghem, sunt strânse în ghem, nu sunt desfăcute. Sunt pe 1, 2, 3, 4, văd jos 4 rame, deci aici sunt strânse, sunt strânse. Consumul nu prea este. Adică se poate vedea pe rame, uite, mierea căpăcită. Da? Se poate vedea pe rame mierea căpăcită, pe fiecare ramă se poate vedea miere căpăcită, uite. Da? Inclusiv pe ramele pe care nu e strâns ghemul, sunt rame, sunt rame încărcate cu miere. Bun, așa se prezintă colonia aceasta. Probabil unii veți spune că e mai mică și de aceea nu e desfăcută. Nici vorbă, e mai mică pentru că e strânsă în ghem, de aceea avem impresia că e mai mică. Haideți să trecem și la următoarea. Probabil cum am desfăcut turtele și cum am scuturat ramele, au fost ușor deranjate. Însă sunt câteva albine ridicate, restul sunt jos. Și dacă nu mă credeți, o să vă arăt. Chiar dacă nu ar trebui să fac treaba asta, dar o să vă arăt. Hai să începem cu o ramă mai din margine. Da, deci nu sunt casante ramele din plastic. Vedem, am băgat chiar Dalta în ele. Suntem în 2 ianuarie. Asta e ramă de pe margine, nu are foarte multă miere. Rama de aici chiar nu are deloc miere. Cuibul e strâns jos. E strâns jos cuibul. Vedem cuibul cum e strâns în corpul de jos. Foarte puține albine. Foarte puține albine au urcat. Foarte puține albine au urcat în corpul de sus. Deci le vedem acolo jos. N-au avut de ce să urce. Aș vrea să aruncăm o privire și asupra fundurilor acestor colonii, așa că pur și simplu le vom schimba fundurile. Ținem cont de faptul că această stupină, mini stupină pentru acest experiment, a fost lăsată cu urdinișul deschis. Da? Aceasta este mortalitatea. Nu este o mortalitate exagerată.
Și aici avem o mortalitate mică, relativ mică, acceptabilă. Deci nu avem mortalitate mare în acest moment, da? Deci după o lună și câteva zile, o lună și o săptămână, după 5 săptămâni de la administrarea turtei, nu avem mortalitate foarte mare. Va trebui să urmărim mortalitatea și în viitor. La cei care nu au avut administrată turta, să vedem cum arată fundul stupului. Exceptând faptul că nu avem bucăți de turtă pe fundul stupului, mortalitatea cam tot acolo e, da? Deci e o mortalitate acceptabilă, nu avem pierdere până acum de albină. Asta înseamnă că albina noastră e albină sănătoasă, e albină viguroasă. Acesta chiar avem mortalitate mai mică, aceasta este o bucată de la Gold Varroa, de la tratamentul Gold Varroa. Aici avem chiar o mortalitate mai mică. Deci suntem în parametri, la toți suntem în parametri, nu am observat o mortalitate exagerată. Acum trecem la concluzii. Avem un experiment cu 4 colonii, în care sunt implicate 4 colonii de albine, împărțite în 2 eșantioane. Un eșantion cu 2 colonii și alt eșantion cu alte 2 colonii. La pregătirea pentru iernare ne-am asigurat că sunt făcute tratamentele la fel, puterea coloniilor e asemănătoare, iar hrana pentru iernare, rezervele de iernare, sunt cam aceleași. Asta a fost astă toamnă, în octombrie. Pentru că am văzut că sunt tot felul de deontologi, tot felul de ingineri în ale apiculturii care recomandă completarea rezervelor de hrană încă din luna noiembrie și decembrie, am spus că facem acest experiment. La sfârșitul lunii noiembrie, unul dintre eșantioane, deci cele 2 colonii, i-a fost administrat supliment pentru iernare, turtă. Nu ar fi fost nevoie pentru că avea rezerve suficiente, dar de dragul experimentului am pus o turtă pe 2 colonii, deci pe cele 2 colonii din dreapta mea. La celelalte 2 colonii, cele din stânga, nu am pus nimic. Suntem în 2 ianuarie, le-am desfăcut și ce am observat? Am observat la eșantionul la care a fost administrat supliment de iernare în luna noiembrie că populația e desfăcută din ghem, adică nu sunt strânse albinele, pe de o parte. Pe de altă parte, consumul este foarte mare, adică coloniile noastre au consumat atât turta cât și mierea care era înmagazinată în rame. Comparativ cu surorile, să spunem așa, cu celelalte eșantion, căruia nu i-am administrat nimic, a cărui populație era strânsă în ghem și care era liniștită, era foarte liniștită populația celorlalte 2 colonii. Consumul acestora era foarte mic. Ați văzut, rezerva de iernare era încă în rame, deci consumul a fost normal pentru perioada noiembrie-decembrie. În altă ordine de idei, am văzut și fundul stupilor. În 2 ianuarie mortalitatea e nesemnificativă, adică în parametrii normali, la toți cei 4, la toate cele 4 colonii. La fel, cam aceeași mortalitate am avut-o, dar vom reveni să observăm mortalitatea și peste o lună, să vedem coloniile care au consumat acum
în luna decembrie. Au consumat atât mierea cât și turta. Vor avea mortalitate mai mare. Vom vedea treaba asta la sfârșitul lunii ianuarie și vă invit și pe voi să urmăriți acest experiment sau finalul acestui experiment, pentru că e foarte important să știți ce aveți de făcut anul viitor. Și acest experiment nu se va încheia peste o lună, se va încheia atunci când extragem mierea de salcâm. Albinele vor fi monitorizate, toate cele patru colonii vor fi monitorizate până atunci. Vom ști exact ce s-a întâmplat cu fiecare, ce consum a avut în timpul iernii, ce mortalitate a avut, cum a fost dezvoltarea din primăvară și, foarte important, cu ce populație am ajuns să culeg miere și ce miere am cules de la fiecare. Cam astea sunt lucrurile pe care le urmărim. Deci nu urmărim să vedem doar dacă consumă. Vedem, consumă, dacă punem turtă acolo, consumă, și asta vă spune un vânzător de turtă. În luna noiembrie și decembrie nu se pune supliment de iernare. Eventual la sfârșitul lui octombrie, început de noiembrie, putem să-i punem o bucățică de turtă proteică în funcție de factorii climatici pe care îi avem. Dar încă o dată, n-aș vrea să divagăm de la subiect, aș vrea să rămânem strict pe subiectul ăsta. Completare, rezerve, iernare. E bine sau nu e bine să le facem încă din luna noiembrie-decembrie? Asta a fost pentru azi, sper că e util ce v-am spus. Ținem aproape, ne vedem data viitoare. Cele bune! Era să uit cel mai important lucru. Ați văzut și voi la coloniile cărora le-am administrat rezervă de iernare, supliment de iernare în luna noiembrie la sfârșit. Acum, în 2 ianuarie, a trebuit să le mai administrez încă o turtă, pentru că nu mai aveau hrană sau aveau prea puțină hrană. Trageți voi concluziile, cele bune!